Spune Ministrul Sănătății, vrea ca ministerul său, domnia sa, să coordoneze toate spitalele din România, deși multe dintre acestea se află sub autoritatea primăriilor, consiliilor județene. Asta înțeleg, doamna primar, că vrea să facă Ministrul Sănătății. Cum vedeți această decizie sa? Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor! Este o decizie incorrectă față de pacienți, în primul rând, iar pe noi toți, fie că reprezentăm autoritatea publică locală sau pe cea centrală, prin guvern și ministere, trebuie să ne preocupe felul în care ne raportăm la cetățeni, și anume pacienții care au nevoie de actul medical să fie primiți în unități spitalicești moderne, foarte bine dotate, cu personal medical bine plătit și de asemenea instruit prin cursuri în țară și în străinătate și de asemenea să li se ofere condiții decente, dacă nu europene, de lucru. Vreau să vă arăt în câteva imagini, nu vă răpesc întreaga emisiune, ce a însemnat managementul în București, cel puțin al Ministerului Sănătății, pentru un spital de copii, și mă refer la un spital de copii din zona Colentina, Institutul de Ocrotire a Mamei și Copilului. Este o clădire degradată, foarte veche, la care nu s-au mai adus deloc îmbunătățiri. Medicii de acolo sunt realmente niște eroi, deci și medicii și asistenții lucrează în condiții inumane, aș putea să spun, într-o clădire insalubră, în care ministerul nu a mai investit niciun leu, ministerului nepăsându-i nici de pacienți și nici de medici, care, repet, sunt oameni extraordinari, am cunoscut mulți dintre ei, sunt de top, deci medici de top, dar lucrează în niște condiții inimaginabile. Și în continuare doar trei imagini cu un spital tot de copii, care a fost construit de la zero de Primăria Capitalei și este manageriat în continuare de Primăria Capitalei prin ASSMB. Mă refer la spitalul de copii Victor Gomoiu, care arată exact ca în Occident sau care arată ca o clinică privată, dar unde toate serviciile medicale sunt gratuite, pentru că este un spital de stat realizat de Primăria Capitalei. Prin urmare, în momentul în care dorești să preiei spitalele din România, care sunt acum în administrarea autorităților locale, trebuie să investești. Până acum, din păcate, ministerul, cel puțin condus în această perioadă de ministrul care a făcut aceste declarații, nu s-a implicat aproape deloc. Vă spun cu toată autoritatea și cifra, nu va putea fi combătută de nimeni, investiția autorităților publice locale din România pe perioada pandemiei este de aproape 900 de milioane de lei, iar contribuția Ministerului Sănătății nu ajunge nici măcar la 200 de milioane. Prin urmare, președinții de consilii județene, primarii, consilierii județeni, consilierii locali, sunt cei care au dus greul în perioada de pandemie și consider că domnul ministru îi jicnește și pe cetățeni, fie că au fost pacienți sau nu, fie și pe reprezentanții autorităților publice locale, cei care de fapt s-au îngrijit să trecem cu bine peste această pandemie. Mai mult decât atât, cred că este un subiect fals și vă spun și de ce. Actul medical din orice spital, fie că este în administrarea unei administrații locale sau a ministerului, este coordonat de către Ministerul Sănătății. Prin urmare, președintele de Consiliul Județean sau primarul nu are nicio imixtiune în ceea ce înseamnă activitatea medicală. Aceasta, așa cum spuneam, este coordonată în totalitate și în acest moment de către Ministerul Sănătății. Ceea ce fac primăriile și consiliile județene sunt investițiile. Reparațiile clădirilor, consolidarea clădirilor cu risc seismic în care se desfășoară activități medicale, dotarea cu aparatură de ultimă generație. Ce se întâmplă la București, cel puțin de 3 ani și jumătate, 4 ani, este fără precedent în istoria domeniului sănătății din România, pentru că am investit aproape 400 de milioane de euro în aparatură de ultimă generație pentru cele 19 spitale administrate de Primăria Capitalei. De asemenea, am construit corpuri noi de clădire, am înființat noi secții, medicii și asistentele care lucrează la spitalele primăriei beneficiază de locuință de serviciu, de asemenea de studii și cursuri de pregătire în țară și în străinătate, tot pe cheltuiala Primăriei Capitalei. Să vină Ministerul Sănătății atunci să achite toate aceste sume în beneficiul cetățenilor din România și atunci abia să pretindă
să conducă, ceea ce nu a dovedit că manageriază cu succes. V-am arătat doar câteva imagini și o comparație între două spitale de copii. Unul al Ministerului Sănătății și unul al primăriei. Și vreau să subliniez faptul că Primăria Capitalei a solicitat de la Ministerul Sănătății administrarea acestui spital de copii din zona Colentina, Institutul de Ocrotire a Mamei și Copilului, tocmai pentru a consolida clădirea, pentru a o moderniza, pentru a o dota, astfel încât medicii și asistentele din acest spital, despre care v-am spus că sunt realmente niște eroi, să poată să lucreze în condiții decente, iar pacienții, mai ales că sunt copii, să fie primiți ca în orice spital din Europa, un spital modern, ceea ce nu se întâmplă în acest moment. Deci este regretabil faptul că, spre exemplu, nu se recunoaște faptul că în București, o comunitate cu aproape 4 milioane de locuitori, fără eforturile Primăriei Capitalei, care a achiziționat 5 aparate de testare real-time PCR, crescând capacitatea de testare în municipiul București, inclusiv două aparate care au mers la un spital al Ministerului Sănătății, deci nu al primăriei, Institutul Matei Balș. De asemenea, la debutul pandemiei ne sunau doctorii de la spitalele Ministerului Sănătății să ne ceară materiale de protecție pentru a se proteja, teste, cazare pentru medici, cunoaștem cazare aceste, pentru asistenți. Da, cunoaștem toate aceste ajutoare date de primărie, dar, doamna primar, nu înțeleg. Dacă în acest moment, practic, Ministerul Sănătății nu investește în spitalele pe care le are, nu le poate gestiona, nu le poate duce la niște standarde occidentale. Așa cum spuneați, primăriile, consiliile județene nu au nicio imixtiune în activitatea medicală. De ce dorește domnul Tătaru să preia în coordonarea acestei spitale? Care este miza? Dumnealui trebuie să spună care este motivul pentru care dorește să coordoneze niște spitale pentru care nu s-a îngrijit nici măcar în această perioadă să aibă materiale de protecție pentru medici, să aibă aparate de testare, toate aparatele de testare real-time PCR achiziționate în această perioadă de pandemie sunt aduse în țară prin grija consiliilor județene și a primăriilor. Deci toți președinții de consilii județene și primarii, indiferent de culoare politică, sunt cei care au contribuit real pentru a preveni răspândirea coronavirusului de tip 9 în capitală. Nu în țară, nu Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății, repet, doar a coordonat la nivel teoretic și ne-a anunțat la televizor când să purtăm măști, când să le dăm jos. De asemenea, tot Ministerul Sănătății este cel care trebuie să redeschidă spitalele pentru ceilalți pacienți non-COVID. De două săptămâni am făcut apel public către Ministrul Sănătății, atrăgându-i atenția că încalcă drepturile pacienților, sunt bolnavi cronici care nu s-au putut bucura de asistență medicală în această perioadă, pentru că Ministerul Sănătății le-a închis. Dacă această decizie a fost corectă la începutul pandemiei, ea acum transformă, practic, situația și așa dificilă a bolnavilor cronici într-una mai mult decât critică, într-una severă, și fac apel încă o dată la Ministrul Sănătății să renunțe la politica de a prelua spitalele doar pentru, probabil, a le preda în mâna colegilor de la partid și a se ocupa de ceea ce este real, și anume să redeschidă spitalele pentru cetățeni. Vreau să vă spun de asemenea că ne duce pe o pistă falsă, domnul ministru. De ce? Pentru că managerii de spitale nu sunt aleși de primari sau de președinții de consilii județene. Poate pe o perioadă determinată de 2-3 luni, cu autoritate locală, poate să semneze un contract, repet, interimar cu manager. Dar concursurile sunt foarte stricte. Legea concursurilor pentru managerii de spitale a fost realizată în 2016 de fostul ministru Vlad Voiculescu. Criteriile sunt foarte dure. Vă dau un exemplu. În București, pentru fiecare spital, pentru fiecare concurs de manager, sunt 5 membri, dintre care aceștia sunt reprezentanții Ministerului Sănătății, de asemenea Universității de Medicină și Farmacie, reprezentantul Sindicatului din Sănătate și, practic, primarul nu are decât un reprezentant. Restul sunt, repet, reprezentanții Ministerului Sănătății, de asemenea UMF-ului și sindicatelor la nivel regional pentru spitalul respectiv. De aceea, încă o dată vă spun, actul medical este oricum coordonat de către Ministerul Sănătății, poate nu știe domnul ministru, îl informăm. Deci nu intră primarul sau președintele de Consiliu Județean să-i spună medicului chirurg cum să facă o operație, iar managerul, într-adevăr, semnează un contract cu președintele de Consiliu Județean sau primarul,
dar în urma unui concurs, în fața unei comisii de 5 membri, în care primarul sau președintele de Consiliu Județean are un singur reprezentant. Deci unde este imixtiunea factorului politic? Poate că domnul ministru vrea să aducă foarte mulți chelneri la conducerea spitalelor, vrea să aducă picolițe, vrea să aducă coafeze, așa cum am văzut că a făcut numiri în țară pe la diferite instituții, oameni care nu au nicio pregătire și probabil păstrează aceste locuri pentru aceste tipuri de persoane care nu au calificarea să conducă un spital. Vreau să vă mai întreb, doamna primar, pentru că profit de această intervenție a dumneavoastră. În aceste momente la guvern se discută despre o lege care să abiliteze guvernul să emite ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare și acolo este prevăzută prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în alte legi. Evident că toată lumea se gândește la cele două majorări prevăzute de lege, dublarea locațiilor și majorarea pensiilor. Credeți că guvernul va decide prorogarea acestor termene de majorare? Eu cred că, din păcate, pentru el, guvernul PNL a arătat clar că nu dorește nici să majoreze pensiile și nici să majoreze alocațiile pentru copii. Așa cum știți, ieri în Parlament a fost respinsă ordonanța de urgență care proroga termenul pentru creșterea alocațiilor pentru copii. Eu înțeleg, din punct de vedere economic, orice situație dificilă cu care se poate confrunta un guvern. Numai că citim și noi presa străină, presa din Europa în special, și vedem că acolo toate guvernele care, chiar dacă s-au împrumutat, oricum în condiții mai bune decât ale noastre, au dus acele credite, acele împrumuturi către zonele strategice. Și dacă populația nu este o zonă strategică, mă refer la sănătate, la educație și de asemenea la factorul social, atunci care sunt prioritățile noastre? Pentru că nici nu am văzut ca în această perioadă să se investească foarte mult într-o autostradă, spre exemplu. Prin urmare, cred că ar trebui ca orice guvern responsabil să se gândească în primul rând la cetățeni. Cum discutam și la subiectul anterior, în momentul în care faci declarația publică și anume că vrei să iei toate spitalele în care au investit ani de zile autoritățile locale și investesc în continuare la Ministerul Sănătății, asta înseamnă că îi privezi pe cetățeni de condiții civilizate în spitale. Repet, v-am arătat câteva imagini cum arată un spital de copii din București care este în administrarea Ministerului Sănătății și cum arată un spital de copii construit de la zero și administrat de Primăria Capitalei. Nu da. Este un lucru de laudă. Eu cred că este o normalitate ceea ce face Primăria Capitalei și ceea ce fac toți colegii mei din țară, primari sau președinți de consilii județene, indiferent de culoarea politică. Iar statul înseamnă și primăriile și consiliile județene. Practic, după ce au pus să privatizeze sistemul de urgență în sănătate, acum, probabil, se încearcă o privatizare a întregului sistem de sănătate, nu numai a urgentelor. Trebuie să ne gândim la faptul că, în paralel cu susținerea mediului privat în domeniul sănătății și susținem, bineînțeles, capitalul privat în domeniul sănătății pentru cine își permite acele tratamente sau consultații la o clinică privată, trebuie să întărim și s-a văzut în această pandemie și sistemul de stat de sănătate, pentru că acolo ajung cei mai mulți cetățeni. Iar în cazuri de urgență majoră ajung toți cetățenii, chiar și cei cu venituri foarte mari. Așa este.